Salutare, prieteni, un subiect incendiar. Astăzi vorbim despre arestarea fostului șef al Departamentului Securității Statului, generalul Iulian Vlad. În scenarea care s-a făcut ca în filme pentru această arestare de către Gelu Voican Voiculescu. Iulian Vlad a fost arestat la data de 31 decembrie 1989 de către Gelu Voican Voiculescu, care era viceprim-ministru al guvernului Petre Roman, și de către generalii Nicolae Militaru, care era ministru apărării, și alți generali, Vasile Ionel și Ion Hortopan. Generalul Nicolae Militaru, împreună cu ambasadorul URSS la București, Evgeni Tiajelnikov, au supervizat arestarea ca în filme și au privit de la o fereastră momentul escortării și îmbarcării generalului Vlad în transportorul blindat, alături de care era parcată limuzina ambasadorului cu draperul sovietic arborat. Dar să vedem cum a fost plănuită această arestare. Generalul Iulian Vlad, care era șeful Departamentului Securității Statului, fusese înștiințat că Nicolae Militaru, ministrul apărării, l-așteaptă în data de 31 decembrie 1989 la sediul Ministerului Apărării, la orele 12, adică la miezul zilei. Primise în jur de orele 11:30 un telefon de la adjunctul Ministerului Apărării, care era un colonel Cerbu, despre care generalul Iulian Vlad spune că era un om foarte slugarnic și se instalase lângă ministrul apărării, lângă militarul, ridica receptoarele și le punea la ureche acestuia. Nicolae Militaru nici nu se mai obosea să răspundă la telefoane, pentru că acest colonel Cerbu îi le ridica și le punea la ureche. Așadar, acesta l-a sunat pe Iulian Vlad și a spus că Nicolae Militaru este ocupat și să nu mai vină la orele 12, ci la orele 1. La fel s-a întâmplat și pe la orele 12:30. A primit un alt telefon și a zis că ministrul apărării este ocupat în continuare și să vină la orele 2. Iulian Vlad trebuia să ducă un dosar în ceea ce privea ancheta cu privire la teroriști și descoperirea teroriștilor. Erau anumite poze, anumite clișee, anumite filme, diapozitive, și conveniseră ca pe 31 decembrie să întâlnească cu ministrul apărării. Așadar, în jur de orele 2:20, ministrul acesta, șef al Departamentului Securității Statului, s-a urcat în mașină și a plecat către Ministerul Apărării. Era singur în mașină cu șoferul, care era în plutonier major, se numea Radu. I se comunicase lui Iulian Vlad să aducă și adjuncții și ceilalți șefi ai direcțiilor la Ministerul Apărării, ca să își expună punctele de vedere cu privire la evenimente și la ce se va face după anul nou. În mașină, așa cum am spus, generalul Iulian Vlad era doar cu șoferul și se anunța un comunicat important către țară, în care se spunea că în această dimineață generalul Iulian Vlad, șeful Departamentului Securității Statului, a fost arestat împreună cu ceilalți șefi ai celorlalte direcții. Plutonierul major Radu înlemnise și începuse să tragă haotic de volan. Iulian Vlad a încercat să-l calmeze și i-a spus să tragă pe dreapta. I-a spus că este de fapt o greșeală, că s-a făcut o greșeală la radio și să meargă în continuare către Ministerul Apărării. De fapt, aceasta era o capcană. De fapt, ei se gândeau că va încerca să fugă și apoi va fi ciuruit, mașina va fi ciuruită, invocându-se faptul că s-a opus arestării și se încercase fuga sau chiar autoapărarea. Îndreptându-se către Ministerul Apărării, porțile s-au deschis, iar militari înarmați le-au spus să oprească. În celelalte mașini erau ceilalți șefi ai celorlalte departamente, iar acei militari le-au spus politicos
să coboare din mașină, ceea ce era straniu, pentru că nu acela era protocolul. Trebuia să meargă în mașină până la ușă, până la treptele pe care trebuiau să urce. Au coborât din mașini și li s-a spus că pentru securitatea lor sunt rugați să meargă să efectueze acel drum pe jos, ceea ce au și făcut. Ajunși la minister, au ajuns în cabinetul șefului de cabinet, care era pustiu. Iulian Vlad a spus să mergem mai departe și au intrat în biroul ministrului, care era biroul ministrului Nicolae Militaru. Acolo, într-adevăr, erau Gelu Voican Voiculescu și generalul Vasile Ionel. Gelu Voican Voiculescu i-a invitat să se așeze pe scaune și le-a spus: domnule tovarășe general, vă rog să-i ascultăm pe ceilalți directori ai celorlalte direcții. Și a urmat direcția contrainformații, care era generalul Vasile. Acesta și-a expus planurile pentru viitorul apropiat. Gelu Voican Voiculescu a spus: e bine, mulțumim, dumneavoastră puteți pleca. Iar generalul Vasile a plecat. A urmat Bucurescu, care reprezenta unitățile interne, și acesta și-a expus planul pentru viitorul apropiat. Gelu Voican Voiculescu s-a uitat la el, i-a spus: bine, mulțumesc, și dumneavoastră puteți pleca. A urmat Stamatoiu, care era responsabil cu unitățile externe, și acesta și-a expus punctul de vedere. Gelu Voican Voiculescu i-a spus: mulțumim, și dumneavoastră puteți pleca. Atunci generalul Iulian Vlad și-a dat seama că după acea ușă pe care ieșeau unul câte unul acești șefi ai departamentelor, se afla gâdele. Și a urmat Iulian Vlad cu expunerea sa, cu dosarul pe care l-adusese. Gelu Voican Voiculescu i-a spus: da, mulțumim, puneți dosarul pe masă și ne vedem după sărbători. Și atunci i-a spus așa: tovarășe general, vă doresc la mulți ani. Și a subliniat mulți ani. De fapt, se referea la mulți ani de pușcărie, pentru că a fost arestat și s-au dat 24 de ani generalului Iulian Vlad, și aceasta era o înscenare. Când a ieșit generalul Iulian Vlad, a trecut din nou prin biroul șefului de cabinet. De data aceasta nu mai era pustiu, ci erau 8-10 militari înarmați în uniformă de război, cu mască, cască și baionete, și erau conduși de generalul Ortopan. Generalul Ortopan i-a spus lui Iulian Vlad: tovarășe general, sunt nevoit să vă percheziționez. La care Iulian Vlad l-a întrebat: de ce, tovarășe general? Pentru că sunteți arestat. Ok. Dar i-a spus: nu se cade să mă percheziționați dumneavoastră, și l-a pus pe un colonel. Apoi a fost escortat între baionete către transportorul blindat care era în fața ministerului. Iar în timp ce se îndrepta către transportorul blindat, generalul Iulian Vlad s-a uitat către o fereastră de la etajul întâi, unde stăteau nemișcați castanele de piatră generalul Nicolae Militaru, ministrul apărării, alături de ambasadorul URSS, Evgeni Tiajelnikov, care priveau ca la spectacol această arestare. Cam ăsta a fost filmul arestării generalului Iulian Vlad. A primit 24 de ani și cam vreo 8 luni de închisoare, din care a efectuat cam 4. A fost eliberat, a murit în anul 2017 la 86 de ani.